noastre, doamnelor și domnilor, onorată adunare, bine ați venit la adunarea generală extraordinară a filialei Colonel Corneliu Chirieș al județului Bacău, Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria. Aș vrea doar câteva vorbe la început, vorbe care, de fapt, așează această întâlnire într-un spațiu mai larg decât cel obișnuit până astăzi, aici, la Centrul de Cultură George Apostu. Ne aflăm într-o sală în care legăturile internaționale sunt prezente prin ceea ce vedeți expus pe simezele Muzeului de Artă Contemporană George Apostu. Pe de o parte, iar pe de altă parte, avem în spate privirea blândă, atentă, înțelegătoare a celui care, într-un chip cu totul special, a dat cuvânt iubirii. Iubirii care se așează între tatăl și fiul, George Apostu. Fie ca această zi să ne adune mințile și sufletele noastre în spațiul național al ființei noastre, prin tot ceea ce se va spune, prin tot ceea ce veți gândi sau nu, dar mai ales prin tot ceea ce adunați în spirit românesc, prin eforturile pe care Asociația Cultul Eroilor Regina Maria le face aici la Bacău și în întreaga țară. Vă rog să îmi permiteți, în continuare, să dau cuvântul președintelui filialei Colonel Corneliu Chirieș a județului Bacău, Asociația Națională Cultului Eroilor Regina Maria, domnul Dănuț Voicu, care va prelua întâlnirea de astăzi, de aici, de la Centrul Apostol. Întotdeauna se întâmplă așa, e câte ceva care merge, ceva care nu merge, mai ales atunci când tehnica nu ia înainte. Puneam, pentru că tot veni vorba și trebuie să așez aparatul ăsta la locul lui, în zilele din urmă, că va veni o zi, poate, poate va veni ziua, în care omul se va dumiri și va vedea că inteligența artificială despre care se vorbește atât de mult astăzi, îi va fi potrivnică. Și atunci se va întoarce la elementele fundamentale care îl definesc. Și atunci va trebui să facă un efort extraordinar de a așeza în dorit golul din suflet, din sufletul lui, din sufletul individului și din sufletul, de ce nu, a națiunii, plinul de care a avut parte altă tată. Pentru că nu ne vom putea despărți niciodată de ceea ce înseamnă trecutul nostru. Numai fiind atenți și privind cu pătrundere în trecut, vom putea vedea limpede viitorul. Domnule, domnul Voicu, preluați conducerea acestei superbe întâlniri. Bună ziua! În numele biroului executiv al filialei Bacău, vă mulțumesc că ați făcut timp și ați avut plăcerea să veniți la această adunare extraordinară. Înainte de a vă propune programul zilei de astăzi, care va fi unul foarte concis, dați-mi voie să vă prezint invitații care au onorat adunarea noastră de astăzi. Domnul general, conferențiar universitar dr. Vasile Jenică Apostol.
Cultul Eroilor din România de peste aproape 20. Domnul Narcis Jitaru, subprefectul județului Bacău. Domnul Dorian Constantin Popovnicu, președinte de onoare a filialei Bacău. Domnul Sorin Grumuș, istoric militar, reprezentantul garnizoanei la adunarea de astăzi. Domnul colonel Daniel Bălan, președintele Asociației Cadrelor Militare, rezervă comentarii din Aici. Domnul Raul Simion, președintele sucursalei Asociației Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Bacău. O prezență dragă nouă, domnul Ștefan Siloche de la Târgu Ocna, a fost un primar al orașului. Domnul Vasile Acop, președintele sucursalei a Unirii Armenilor din România. Domnul Tănase, președintele comunității Asociației Europene a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. Doamna directoare Mihaela Chelaru, directorul Arhivelor Statului. De asemenea, domnul președinte al Comunității Evreilor, domnul Brick Heinrich. Extraordinară, de care ne bucurăm și sperăm să ne bucurăm în continuare, este cea a membrilor, a doi din membrii fondatori ai filialei Bacău. Domnul profesor Bilica Munteanu și domnul inginer Mihai Ceucă. Aș vrea să vă prezint și câțiva din membrii Consiliului Director care au avut timp și plăcere să vină astăzi lângă noi. Domnul Ilie Bătru, consilier județean. Domnul general Vasile Florea, președintele veteranilor de război de județul Bacău. Domnul general de flotilă aeriană Nicolae Petrescu, Arpia Bacău. Domnul colonel Costel Ciupercă, președintele cadrelor militare în rezervă și retragere din Bacău. Domnul colonel Nicu Pavel, vicepreședinte, dar și președintele Asociației Oficierilor de Rezervă de România. Dacă am uitat pe cineva, nu scuzați, dar dacă vă observ prezența, vă salut. Vă propun programul zilei de astăzi. 1. Informare privind activitățile desfășurate din martie până în prezent de filiala Colonel Corneliu Chiriaș al județului Bacău. Foarte scurtă. Câteva probleme organizatorice necesare de a fi trecute prin adunarea generală. Prezența este statutară, mi-am bifat prezența și suntem în legalitate. Apoi vă propun evenimentul central al zilei, eveniment aniversar. Rugămintea este ca după ce terminăm și ne invită gazda noastră, domnul Geo Popa, la un pahar de șampanie și produse tradiționale românești, să facem o fotografie de grup în fața instituției. Activitățile vor fi foarte scurt, pentru că activitățile simt și știu că sunt cunoscute, dar e nevoie de câteva precizări. Activitățile desfășurate în anul 2023 au avut ca punct de referință centenarul eroului necunoscut. Alături de asociații de partenere, care reprezentanții sunt aici, de protopoviatele din județul Bacău și instituțiile publice, primăria municipiului Bacău, Consiliul Județean Bacău, instituția prefectului, ne-am putut desfășura activitățile în județul Bacău, dar și în județul Neamț, Iași,
cu colegii noștri din președinții de Cultul Eroilor din aceste județe. De la activitățile consacrate, Uituz, Cireșoaia, Poiana Sărată, până la Valea Uzului, Comănești, Moinești și alte localități, nu am ratat niciodată continuitatea activităților pentru cinstirea urmelor eroilor și a celor care reprezintă înaintașii noștri. În permanență ne-am bucurat de sprijinul primarilor din unitățile administrativ-teritoriale, de cadrele militare în rezervă, din toate armele care au fost lângă noi în permanență. De asemenea, nu am fi putut să ne desfășurăm și conștientizăm populația dacă nu aveam lângă noi unitățile de televiziune, EuroTV, Acum TV, ziarul Deșteptarea și alte instituții. O remarcă deosebită trebuie să, și mulțumiri trebuie să aducem Complexului Muzeal Iulian Antonescu, Arhivelor Statului și altor instituții. Nu spun la altele. În permanență în Centrul de Cultură și Arte George Apostu am avut un sprijin și un îndrumător spiritual care ne-a onorat. Vă mulțumim, domnul director, și conducerii dumneavoastră. Câteva probleme organizatorice. În Consiliul Director fac parte de drept statutar președinții de sufiliare. Ar vrea să vă prezint pe domnul profesor dr. Adrian Dovleac, care este președintele Comunei Bârsănești. Este aici. Mulțumim că ați venit. Va fi membru al Consiliului Director. De asemenea, propun adunării generale ca și domnul colonel în retragere Daniel Balan, președintele Asociației Cadrul Militare în Rezervă și Retragere din BAI, să facă parte din Consiliul Director. Din membrii Consiliului Director e necesar să aducem în birou executiv doi membri. Propun adunării generale ca să facă parte preotul Bogdan Ionel Piștea, care este președintele sufiliale Ionești, cea mai numeroasă sufiliale, și domnul comandor Victor Berca. O să supun la vot dacă nu sunt obiecții. O să întreb dacă sunt obiecții și punem o singură dată la vot. De asemenea, din biroul executiv propunem ca funcția de director executiv să fie titularizată de domnul profesor Petru Done. Așadar, biroul executiv va fi compus din alături de mine, din Ioanei Cristinel Dumitru, prim vicepreședinte, George Gheorghiu, care de data aceasta va fi vicepreședinte, domnul profesor Filica Munteanu, vicepreședinte, domnul colonel Nicu Pavel, vicepreședinte, Cornel Solomon, vicepreședinte, domnul colonel Ilie Vasie, vicepreședinte, Mihai Purcaru, vicepreședinte, Petru Done, secretar executiv, și părintele Bogdan Ionel Piștea și comandorul Victor Berca va întregește componența biroului executiv. Dacă nu, sunt obiecții. Nu? Supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc frumos. Ne-a dat girul pentru ca să continuăm să ne facem treaba. Pentru activitățile desfășurate în această perioadă, două distinții. Înainte de distinții, vreau să aduc mulțumiri publice domnului colonel Ilie Vasile, vicepreședinte al Biroului Executiv, pentru efortul care l-a depus material și este ctitorul unei cruci comemorative care am inaugurat-o și sfințit-o pe dealul Lerem din Comuna Poduri. Mulțumim! Să vă ținem în ziua! Mulțumim! Alături de noi, de-a lungul anilor,
cu o prezență discretă și care ne-a onorat de fiecare dată, este cea a domnului colonel Mihai Toader. Biroul executiv a hotărât să-i acorde în cadrul acestei adunări cu distinție. Distinția de recunoștință se conferă domnului colonel de retragere Mihai Toader în semn de aleasă prețuire pentru generoasa contribuție adusă păstrării memoriei eroilor patriei care s-au jertfit pentru înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc. Vă mulțumim și pentru tot ce ați făcut și ce voi vreți mai face. Nu este un merit personal pentru această distinție, care, pentru această diplomă care mi s-a conferit astăzi. În spatele meu este o echipă de un consiliu director, o comisie de cenzori și patru angajați care sunt trup și suflet servirii membrilor CR, militari și nu numai din Bacău. Pot să vă afirm, cred că s-aude. Pot afirma că alături de mine sunt și cei peste 3.000 de membri CR din municipiul Bacău, care prin contribuția lor personală minimă, dar din mic se face întregul, la sprijinirea printr-o sponsorizare anuală a cultului lui Eroi. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă doresc mult succes în continuare și mult felul de să vă mulțumim! De asemenea, îmi face plăcere să invit lângă, în fața dumneavoastră, pe domnul general Nicolae Petrescu. Domnul general Nicolae Petrescu, membru al Consiliului Director, nu enumăr alte calități și funcții care le-a avut, ci cea care ne-a onorat pe noi. În cadrul județului, activităților, dar și în special în comuna Mărgineni, a avut în permanență grijă să fim reprezentați și să avem activitățile să le ducem la bun sfârșit. Pentru aceasta, biroul executiv conferă diplomă domnului general de flotilă aeriană Nicolae Petrescu în 25 septembrie, dumneavoastră, am primit 75 de ani. Da, vă când marcați împlinirea frumoasei vârste de 75 de ani, biroul executiv al Asociației Naționale Cultului Eroilor, filiala Colonel Colonel Grigheș al județului Bacău, vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de sănătate, viață lungă, trăită într-o perpetuă armonie sufletească alături de cei dragi. Această dată semnificativă ne oferă prilejul de a ne exprima toată considerația față de domnia voastră pentru generoasa contribuție adusă păstrării memoriei eroilor patriei care s-au jertfit pentru făptuirea marilor idealuri ale neamului românesc. La mult și binecuvântați ani, stimate domnul general de flotilă aeriană Nicolae Petrescu. Și amintirea faptului că am împlinit 13 tur de gard. Vă doresc și dumneavoastră sănătate și posibilitatea de a trăi cât mai mulți ani fericiți și bucuroși alături de familiile dumneavoastră. Și să fim alături în această Asociație a Cultului Eroilor la toate activitățile care se face pentru trezirea și întărirea spiritului național român. Am promis că voi fi succint, sper că am reușit. Îmi face plăcere să anunț prezența la adunarea noastră a județului Bacău, a reprezentanțului județului Neamț, domnul Dan Botezatu, prim vicepreședinte. De
asemenea a părintelui Daniel Purcanu. Bineînțeles. Și o surpriză plăcută pentru mine este prezența astăzi a doamnei profesoare Neașu, fostă directoare a Colegiului Vasile Alexandru. Dacă dumneavoastră, din cadrul, din conferința Consiliului Director, mai aveți vreo problemă care să facă obiect la prima... Nu? Trecem mai departe. Așa cum am anunțat, avem o misiune emoționantă. Punctul l-am numit eveniment aniversar de excepție. Sper să îmi dați dreptate și să vedem ulterior că a meritat să-l numim astfel. Domnul general Vasile Jeric Apostol este membru al Consiliului Director, al membru de onoare al Asociației Naționale Cultului Eroi Regina Maria din România. În toate activitățile care s-au desfășurat de la înființarea noastră la 22 iulie 1992, sub președinția răposatului Cornel Întrie și al lui Paul Valerian Timofte, domnul general a fost un sfătuitor, un îndrumător, un mentor spiritual în toate activitățile desfășurate de noi. Eu, în acești 2 ani și jumătate de când sunt în funcția de președinte, am simțit din plin acest lucru. Pentru aceasta, birou executiv central, la nivelul național, acordă distinția cea mai înaltă acordată de Asociația Națională Cultul Eroilor, emblema de onoare. Ceea ce întreprinde pentru menținerea spiritului românesc și n-am spus independență și altele, ci spiritului, pentru că dacă există spirit, toate celelalte urmează. Mă număr printre susținătorii Asociației Cultul Eroilor încă de la înființare și am adus o fotografie la domnul Pavel cu ani în urmă făcută împreună cu președintele de atunci, domnul Stoica, colonelul Stoica, am găsit-o acasă și acum, la 90 și ceva de ani, m-a sunat de la București, este suferind, să mulțumească și m-a emoționat până la lacrimi, să mulțumească pentru tot ce am făcut pentru Asociația Națională, nu acum de când sunt aici, ci atunci când aveam putere de decizie și îmi spunea că datorită mie s-au tipărit multe, multe documente, datorită mie s-au întocmit și s-au confecționat anumite plachete aniversare și mai ales ce îmi spunea, că le-am făcut pârtie ca să mă exprim exact cum s-a exprimat dânsul, pentru ca toate filialele din țară să fie primite în sediile deținute de Ministerul Apărării Naționale ca să aibă unde să-și întreprindă toate activitățile. M-a emoționat foarte mult, m-a emoționat și dumneavoastră acum, iar în ce privește sentimentele mele patriotice și pentru neamul românesc, le cunoașteți din scrierile mele și din luările de cuvânt. Vă mulțumesc! Am deschis acest punct 3 aniversar cu acordarea acestei distinții. Poate n-a fost momentul potrivit, dar am vrut să fiu primul. Invităm în continuare invitații noștri care și-au exprimat dorința de a adresa
felicitări cele cuvenite domnului general. Invităm la cuvânt reprezentantul Carnezoanei, domnul Sorin Grumuș, istoric militar. Domnule general, domnilor general de flotilă aeriană, onorată asistență. Moment emoționant astăzi la Centrul Internațional de Cultură George Apostol din Bacău, instituție, cum spuneam, aflată în avangarda promovării culturii și artei băcăoane, naționale și internaționale. Nu este întâmplător faptul că aniversarea personalității domnului general Vasile Apostol are loc astăzi la Centrul Internațional de Cultură George Apostol, o instituție cu anvergură internațională, cum spuneam. Personalitatea domnului general Vasile Jelica Apostol este una complexă, este una extrem de complexă. Domnul general intră în elita armatei române încă din 1971, atunci când, la absolvirea școlii de ofițeri, este șef de promoție. Este șef de promoție. Urmează o serie întreagă de funcții în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Domnul general, la momentul actual, este ofițerul superior cu rangul cel mai înalt din perioada postbelică, care întrunește deopotrivă atributele funcției de comandant. Domnul general este în Olimpul Armatei Române, este în elita Armatei Române din punct de vedere al actului de comandă. Cea mai înaltă funcție deținută a fost aceea de locuitor al șefului statului major al forțelor terestre, cea mai puternică structură din cadrul forțelor armate române din totdeauna, de la constituirea marelui cartier general 12 noiembrie 1859. Această structură este cea mai puternică. Meritul domnului general este cu adevărat de excepție, pentru că dânsul a îndeplinit aceste funcții de comandă în cadrul armatei române într-un moment hotărător, decisiv pentru armata română, momentele premergătoare aderării României la Pactul Nord-Atlantic, la NATO. Perioada în care armata României moștenise un număr de aproape 300.000 de combatanți în 1989, a fost instituția statului fundamental a statului român care a suferit cea mai puternică restructurare din 1990 până astăzi. Domnul general a fost acolo. A fost acolo, a avut funcții decisive. De asemenea, învățământul militar, domnul general este formator de opinie, a îndeplinit funcția de rector, cum s-ar spune astăzi, a Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bărcescu din Sibiu, principala instituție de învățământ militar care formează ofițerii armatei române. Este un lucru cu adevărat de excepție. Lucrările de istorie militară ale domnului general, axată atât pe începute pe identitate și memorie locală, de promovarea județului Bacău, de promovarea Bacăului eroic în primul și cel în războiul de independență, primul și cel de-al doilea război mondial, biografiile marilor personalități militare publicate în lucrări de istorie militară și nu numai atât, domnul general are lucrări de teorie și știință militară din postura, cum spuneam, de formator al ofițerilor din armata română. Lucrările de istorie militară publicate de domnul general de-a lungul timpului îl plasează astăzi, în momentul în care vorbim, în elita scriitorilor de istorie militară, în elita istoricilor militari. Pentru, repet, domnul general de 4 stele, Vasile Jenica Apostol, este ofițerul superior cu rangul cel mai înalt care scrie istorie militară. Istoria militară, istoricii militari ai momentului, școala militară, școala românească de istorie militară, este una din cele mai puternice școli de istorie militară la nivel european. În acest moment, din păcate, există o ruptură între această școală de istorie militară. Nu este întâmplător faptul că domnul general născut la Bârsănești, acum exact 75 de ani, în arealul geografic al nașterii generalului Radu Rosetti, care este cel mai important istoric militar. Vedeți dumneavoastră cum se leagă lucrurile. Lucrarea de istorie militară a domnului general, generalul Vasile Apostol, de la soldat la general, mă gândeam așa, ca un om care sunt preocupat de istorie militară, sunt preocupat de personalități, unde să-l plasez pe domnul general Vasile Apostol astăzi, în anul de grație 2023, la 75 de ani, unde să-l plasez în această panoplie a marilor comandanți militari, nu-i așa?
a marilor istorici militari. Și m-am oprit și am spus că o să-mi plasez pe domnul general din partea, din punct de vedere al istoriei militare, alături de generalul Rosetti, generalul Radu Rosetti, nu-i așa, din Căiuț Bacău, iar de partea cealaltă a altului de comandă în armata română, de generalul Nicolae Dăscălescu. Generalul soldat Nicolae Dăscălescu, o personalitate remarcabilă a istoriei militare române, generalul care a stat în poziție verticală, în ciuda faptului că instaurarea regimului ateist, bolșevic, comunist, în 1945, nu a reușit să-l îngenuncheze. O personalitate marcantă a județului Bacău, o personalitate marcantă a armatei române, când spuneam domnul general Genica Apostol, astăzi, la 75 de ani, ne lasă puterea creatoare a domnului general. Domnul general are foarte multe planuri, foarte multe lucrări, foarte multe idei. Și cel puțin, domnul general, dacă îmi permiteți, acest proiect al dumneavoastră privind participarea diviziei sălbatice în cel de-al doilea război mondial, este, va fi, dacă dumneavoastră dezvoltați această lucrare, va fi o lucrare de nișă în istoriografia română, de asemenea, din punct de vedere al studierii și elaborării. Pentru că nu există la acest moment. Lucrez de un deceniu, de 10 ani de zile, lucrez la o lucrare monumentală, mai mult de filozofia istoriei decât de istorie militară, care se va numi, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să o public la anul, se va numi distrugerea elitei militare românești. Distrugerea elitei militare românești a început încă din timpul Alexandru Ioan Cuza și a continuat. Această lucrare voiam inițial să încep cu Alexandru Ioan Cuza și să o termin în 1948 sau în 1964. Nu. Această lucrare o voi continua mai departe, pentru că România a trecut prin, după ce a trecut 100 și ceva de ani prin dictaturi fanariote, vorbea domnul director al Centrului Cultural, George Apostol, vorbea de spirit. Deci, suntem afectați. România, țara noastră, este timpul să ieșim din acest marasm în care ne aflăm. După atâția ani, trebuie să căutăm luminița de la capătul tunelului. Cu toți suntem de acord că cei 30 și ceva de ani nu suntem pe calea cea bună. Încă nu ne-am găsit, nu ne-am găsit busola. Ori tânăra generație are nevoie de repere, are nevoie de repere, are nevoie de valori. După 100 și ceva de ani de stăpânire fanariotă, după 1938 am trecut printr-o serie de dictaturi, carlistă, legionară, fascistă, comunistă. Aceste dictaturi, acești ani extrem de grei pentru poporul român, s-au pus amprenta și asupra spiritului. Au fost promovate de cele mai multe ori false valori. Au fost promovate false valori, iar oamenii adevărați, iar liderii adevărați nu și-au găsit locul. Din păcate, a venit momentul, și este momentul, armata română este în plin proces de reconstrucție. Este în plin proces de reconstrucție, de reevaluare, de crearea liderilor militari cu adevărat importanți. În 1916, în septembrie, venea misiunea militară franceză în România. În 1940 venea misiunea militară franceză. Am fost, în 1958 s-au retras trupele sovietice din România. Astăzi suntem în cea mai puternică alianță militară din lume. Armata română este în continuare în plin proces de restructurare. Suntem o forță capabilă să ne apărăm teritoriul național. Tânăra generație, tânăra generație de ofițeri. Și aici vreau să fac remarcă, domnule general, la un interviu excepțional, care poate fi, pe care dumneavoastră l-ați dat, din punctul meu de vedere, celui mai bun ziarist militar, colonelul Ion Petrescu, care semnează și pentru Adevărul, pentru ziarul Adevărul, a avut funcție de comandă în trusul de presă al Ministerului Apărării Naționale. Interviul este din 1 august 2014, atunci când, practic, dumneavoastră, în fața camerei de filmat, nu, intervievându-vă colonelul Ion Petrescu, cum spuneam, un lider al presiei militare scrise și nu numai, spuneați acolo câteva lucruri cu adevărat excepționale legate de perioada aceasta grea pe care dumneavoastră ratul de decizie l-ați avut imediat. În 1990 ați preluat comanda Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu de la Sibiu, într-un moment în care, în 1989 la Sibiu, acolo s-au întâmplat evenimente extrem de tragice. Ați gestionat în acei 2 ani excepțional, în care ați interacționat inclusiv cu președintele României din acea perioadă, în ceea ce privește stăvilirea dezinformării, nu-i așa, și a manipulării care avea loc în acel moment. Erați în actul de comandă al armatei române, cariera dumneavoastră a fost un adevăr de excepție și astăzi, într-adevăr, la 75 de ani, putem spune comunitatea bătăuană, armata română, dumneavoastră sunteți un reper, sunteți un simbol.
Pentru tânăra generație, pentru tânăra generație din militar, plecând de la soldat, exact cum bine spuneți dumneavoastră, în acel interviu pe care pe mine m-a emoționat, spuneți acolo un lucru extraordinar. Ați fost dur cu șefii, cu superiorii dumneavoastră, dar v-ați uitat întotdeauna în ochii subordonaților. Exact asta a făcut și generalul Tăscărescu. De asta a fost numit în istorie generalul soldat. Am onoarea să vă salut, domnule general, și vă urez la mulți ani. Rămâneți, domnule general, vă rog, sunt împuternicit din partea comandantului garnizoanei Matlău și comandantul bazei numărul 5 aeriană, erau capitanul aviator Alexandru Șerbănescu, m-am puternicit să vă împunesc această plachetă oferită de baza numărul 5 aeriană, erau capitanul Alexandru Șerbănescu, în semn de recunoștință și prețuire. Am oare responsabilitate. Sau reprezentant al statului român, ci ca un tânăr care a avut onoarea de atâtea ori să fie în preajma Asociației Cultul Eroilor Regina Maria și să-l ascult de câteva ori cu admirație și respect pe domnul general Genica. Eu înțeleg că misiunea principală a acestei asociații este să vorbească la nesfârșit, pentru că alții nu o fac, despre eroii neamului. Și o facem și se vede foarte clar că de când a preluat ștafeta domnul președinte Voicu, o face deosebit de frumos, cu talent. La început avea emoții, când l-am prins exact, s-a schimbat ștafeta, dar astăzi sunteți extraordinari. Și numeroasele activități din acest județ demonstrează că poate, astăzi și cu siguranță prezența dumneavoastră în sală, poate să demonstreze și să arate că este cea mai importantă asociație filială din această țară. Cea de la Bacău. Pentru că ne mai uităm și noi din când în când în presă, presa centrală, și nu vedem ceea ce se întâmplă la Bacău. Și încă mai sunt multe de făcut. Și spuneam că asociația vorbește despre eroi. Cu toții vorbim despre eroii care s-au dus. Dar nimeni nu vorbește despre eroii care mai sunt încă, cei în viață. Noi, politicieni, suntem obligați să vorbim despre eroi și când mergem într-un spital, pentru că mulți dintre eroii noștri sunt cu bisturii în mână și ne oferă o șansă la viață. Mai vorbim despre militari în viață, care, iată, în ultima știre pe care am văzut-o, foarte mulți vor pleca din nou în misiuni în afara granițelor țării. Citeam o știre acum, din păcate, și în Israel începe un nou război. Vorbim despre tot felul de eroi. Dar despre un erou care ar trebui să fie și astăzi cel mai erudit profesor de istorie militară, vorbesc numai oamenii din această sală. Și ar trebui să vorbim cu toții despre eroul general Genica Costa. Nu uitați, v-am rugat să mă priviți ca un tânăr. Pentru că eu cred că sunt cel mai tânăr din sală. Și n-am făcut armată. Că așa au fost timpurile. Nici doamnele, probabil, n-au făcut armată. Sau poate au făcut, nu știu. O parte. Da.
trebuie să scoatem în evidență ce este frumos, ce este erudit, ce este de-al nostru, de acasă. Și faptul că l-avem pe domnul general astăzi la Bacău, este ceva nestemat. Păstrați-l, aveți grijă de dânsul, chemați-l, pentru că are putere în continuare să fie prezent peste tot, și dați-i cuvântul. Dați-i cuvântul să-l ascultați. Nu de foarte mult timp în urmă, cred că o lună, două luni de zile, discutam cu domnul președinte Voicu despre o intervenție într-un loc, să nu dau mai multe nume, că știam că programul nu permitea prea multe speech-uri. Că se mai întâmplă. Prea mult vorbesc unii. Și eu de altfel, câteodată, dacă mă întind. Dar termin rapid. Și dânsul mă ruga un singur lucru. Domnule subprefect, vă rog foarte mult, faceți cumva ca domnul general să ne mai spună două cuvinte. Că la un moment dat, cum toți din sală nu o să mai avem posibilitatea, nici dânsul, ca și noi, nu va mai fi. Cine o să ne mai vorbească despre eroi? Politicienii? Nu sunt stat. Vedeți că nu vorbim despre eroi duși, despre eroi existenți. Cine o să ne vorbească? Medicii? Cine o să ne vorbească? Primarii? Nu. O să ne vorbească militari. Și nu orice militari. Militarii care au făcut ceva pentru această țară. Militarii care au scris istorie în această țară. Și la propriu, și la figură. Bineînțeles, nu-i scoatem din context nici pe preoți. Pentru că și preoții vorbesc despre cele sfinte și despre eroi. Eroul vieții este Iisus Hristos, până la urmă. Și noi încercăm, ca și domnul general, cât de puțin să-l copiem pe acest Iisus Hristos. Prin urmare, mai multe n-aș vrea să spun, ci doar să vă felicit, domnule general, că ne faceți cinste și că prin cuvintele dumneavoastră reușiți să ne despaseți, nu știu, să găsesc un cuvânt de genul, să ne deschideți inima către ceea ce poate mulți dintre noi nu reușim, către eroii neamului. Faceți acest lucru în continuare. Iar eu, atât cât voi fi premenit în această poziție, voi căuta acolo unde veți fi și dumneavoastră prezent, să fur microfonul de la organizatori și să vi-l dau și dumneavoastră. Felicitări! Pe lângă faptul că acest tânăr, ca să nu-i spun subprefect, că asta subprefect azi e, el mai e, dar un tânăr deosebit, m-a impresionat și eu nu mă las impresionat chiar atât de ușor și mi-a sugerat, prin ceea ce a spus, să reamintesc faptul că dacă poporul român spune prin tradiție că eroii nu mor niciodată, Nicolae Iorga a completat și a spus ei mor dacă sunt uitați. Dumneavoastră, această asociație, contribuiți la nemurirea lor. Așteptăm un cuvânt emoționat, anunțat, emoționant, anunțat domnul profesor dr. Bogdan Romandaș. Dar să spun doar câteva cuvinte, ținând cont de legătura azi puternică care mă leagă de domnia sa. Nu am să vorbesc acum despre calitățile militare. Nu am să vorbesc despre amvergura de soldat, de ofițer, de elită armată română. Eu am să vorbesc de amvergura, în primul rând, de om. Că așa l-am cunoscut pe domnul general. L-am cunoscut acum aproximativ 15 ani. Și am avut, să spunem, multe, multe proiecte pe care le-am dus la bun sfârșit. Și
cred că cel mai bine în caracterizarea domnului general se potrivesc cuvintele lui Carol Voitila. În momentul în care a fost ales papă, în 1978, sub numele de Ioan Paul al II-lea, a făcut mai multe vizite în Polonia, până la finalul anului 70, începând în anul 80. Iar într-una dintre aceste vizite a avut un discurs celebru și a început acest discurs cu niște cuvinte care consider că îl definesc poate cel mai bine de pe omul Vasile Genima Hoxton. Spune pe cine iubești ca să spun cine ești. Este motivul pentru care, pe scurt, am să încerc să sintetizez din punctul meu de vedere. Care sunt cele, poate, trei lucruri, nu? Că de fiecare dată facem, poate, un clasament, nu? Primele trei poziții. Eu sunt sigur că domnul general iubește mult mai multe lucruri, dar ca să fiu foarte succint, așa, și cred că primul lucru pe care l-am observat în această comunicare de 15 ani și pe care l-am observat la dumneavoastră, că iubește, poate, cel mai mult, cred că este soldatul român. De fiecare dată, la manifestările dedicate, chiar în timpul centenarului și nu numai, am putut să observ emoția care îl cuprindea pe domnul general. Momentul în care soldatul român defila și momentul în care domnia sa, îmbrăcată în uniforma de general de 4 stele, ținea un discurs. Și n-am avut niciun dubiu în acel moment că armata română este lucrul pe care domnul general o iubește cel mai mult. Pe poziția a doua aș spune și sper, dar am tot dreptul să greșesc, nu că suntem oameni, e perspectiva mea, cred că se găsește familia. Familia cred că a fost pentru domnul general, poate chiar pe prima poziție la egalitate, poate iubirea cea mai de preț a domniei sa. Și urmează, cred, aș încheia, cred că istoria. Fiindcă a fi ofițer, a fi soldat în armata română, nu poți să nu iubești istoria propriului popor. Nu ai cum să nu aperi pământul, oamenii care fac parte din poporul tău. Și fără cunoașterea istoriei, cred că noi nu ne-am pierdut originile. Din acest motiv, și aș vrea să închei, a fost așa totalnic, să spunem așa bine, așa puțin emoționat, îi doresc domnului general, mai ales că avem multe, multe proiecte împreună. Și ce mi-aș dori, mi-aș dori un singur lucru și spun domnii sale, ca centenarul celui de-al doilea război mondial să ne prindă pe amândoi încă în putere, în verbă, și împreună să mai facem o lucrare oneștului în ceea ce privește oneștul în cel de-al doilea război mondial, fiindcă eu sunt sigur că avem multe, multe resurse de făcut și multe lucruri și ideea de domnul general se pot pune în practică. Eu cam asta văd de domnul general, ca peste 20 de ani să fim din nou împreună și să ne bucurăm poate de o nouă carte pe care să o scriem împreună. Încă o dată la mulți ani! Să completez ceva ce n-a spus aici și a spus într-o carte despre mine. A spus că sunt precum Sfinxul, deschis, dar nepătruns. L-am citat. Invităm în fața dumneavoastră de data aceasta un militar, președintele cadrelor militare în retragere și rezervă, domnul colonel Costel Ciubiarca. Onorată asistență, stimate domnule general, în calitate de președinte al filialei județene Bacău, a rezerviștilor militari de Ministerul Apărării Naționale, sunt onorat și mă bucur că am ocazia să mă adresez cu venerație sărbătoritului nostru la împlinirea unei minunate vârste, o vârstă a înțelepciunii și a respectului binemeritat. Vă doresc zile senine, pline de viață, momente prețioase și experiență pe măsură. Fie ca cele rele să vă ocolească, iar cele bune mereu să se adune pe lângă dumneavoastră. Sunteți la vârsta înțelepciunii și a respectului binemeritat. Vă doresc să aveți alături oameni dragi, care să vă dorească atenție și grijă, iar împreună să construiți amintiri prețioase. 7 decenii și încă 5 ani. O combinație frumoasă de cifre, cu istorii, lacrimi, victorii și experiențe, o vârstă onorabilă, an care v-au dus pe cel mai înalt piedestal al pregătirii profesionale.
Vă doresc să întâlniți încă zeci de ieri și primăveri, să vă bucurați de tot ce vă înconjoară și să fiți un împlinit și mulțumit de sine. Vă asigur de respectul deplin din partea rezerviștilor Băcăuani și declar ferm că suntem mândri de realizările dumneavoastră și că vă garantăm că vă iubim și vă admirăm. Fie ca sănătatea dumneavoastră să fie tot mai puternică, iar încrederea în viață să nu dispare nici când de pe chipul dumneavoastră. Fie ca această frumoasă aniversare să vă readucă emoțiile plăcute de care ați avut parte de-a lungul vieții. Să vă simțiți protejat și apreciat de cei care vă înconjoară pentru tot ceea ce sunteți. Fie ca acești 75 de ani să vă aducă mai mult noroc și liniște în viața dumneavoastră. La mulți ani, cu multă sănătate! Domnule general, o felicitare din partea noastră și mulțumesc frumos! Niște cărți care cred că o să vă fac. Mulțumesc mult! Să trăiți, la mulți ani! Mai emoționat de aia am tremurat. De asemenea, rugăm tot un militar, președintele Asociației de Militarilor Veterani și a Veteranului cu Dizabilități, domnul Raul Simion, să vă adreseze ceea ce dorește. Am onoarea să vă salut. Sunt ajutatul rezervă Simion Rau, președinte la sucursale din Bacău, Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor Dizabilități din România. Nu aveam de gând să vorbesc astăzi, dar domnul subprefect mi-a ridicat mingea la fileu, nu pot să nu o pocnesc. Noi cei din Asociația Veterani Militari, marea majoritate, suntem veterani din teatre de operații. Ce înseamnă veteran din teatre de operații? Suntem acei militari care au participat la misiune externă. Văzând că sunt și persoane din mediul de afaceri, profesori, din diferite medii persoane, vreau să vă rețin atenția doar 5 minute. Suntem în Uniunea Europeană datorită faptului că am intrat în NATO. Ce beneficiem noi după Uniunea Europeană? Avem drepturi ca să ne plimbăm prin Uniunea Europeană liber. Să muncim în străinătate, să aducem valută în țară, să ne facem o viață mai bună. Noi, familiile noastre. Dacă lucrăm cu acte în străinătate, putem veni să luăm pensii în România. Putem beneficia de fonduri europene, reparăm școli, construim școli, oamenii de afaceri au putut beneficia de credite rambursabile, parțial, total, nerambursabile. Toate aceste drepturi se plătesc, normal. Ca să intrăm în Uniunea Europeană, a trebuit să intrăm în NATO. Domnul general știe foarte bine că a fost factor de decizie în armata română. Intrând în NATO, stând la masă cu cei puternici, clar, trebuia să facem ce ne-am spus ei. A fost evenimentul de pe 9 septembrie și atunci a început lupta împotriva terorismului. Normal că și armata română, conform articolului 5, a trebuit să intre în, alături de membrii NATO la acțiunile împotriva terorismului. Aceste libertăți care noi le avem acum, de care beneficiem, se datorează și, mă rog, au fost făcute posibil. Armata română, mai pe românește, a plătit cu 23 de militari care și-au pierdut viața în teatre de operații, peste 230 de răniți din teatre de operații. Acum încep să mai apară multe stres post-traumatic, multe leziuni. Și, într-adevăr, domnule subprefect, noi suntem persoane care vorbim despre eroi în viață, încă, care eu mai fi. Facem tabere cu copii și acum mi-a venit o idee, dacă o să fiți de acord, persoane care sunteți
general, de la diferite fundații, de la diferite asociații, să vă invităm în tabele care le facem cu copii, tabele de supraviețuire, tabele militare, să veniți într-o zi alături de noi, ca să povestiți și dumneavoastră copiilor, tinerii generații, despre ceea ce a fost în anii 70, 60, 50, de unde, de fiecare, de unde, în ce perioadă aveți, am fost în Armata Română. Pentru că s-au adus atâtea vorbe frumoase la adresa domnului general Apostol, vreau să vă informez că în Bacău avem o unitate militară, unde domnul colonel Mihai a fost comandant și eu am fost subordonat. Era mai mic în grad. Această unitate de parașutiști a rămas în Bacău datorită domnului general. Având puterea de decizie, îmi spuneți dacă mint sau nu. Deci noi am stat în pixul domnului general, cum s-a spus. Această unitate a ajuns o unitate de elită, pentru că acum s-a transformat, a fost la momentul respectiv, din 12 unități, 9 unități și 3 brigăzi, a rămas singura unitate în Bacău. După transformare, acest batalion de parașutiști s-a transformat în batalion de comandă. Primul din istoria Armatei României și singurul, la ora actuală, singurul batalion de comandă din Armata Română, care ne face cinste în toate misiunile externe și interne. Mulți militari din acest batalion au participat la misiuni externe, deci sunt eroi vii, care, într-adevăr, cum spune domnul subprefect, nu a avut cine să-i laude. Pentru că și noi, când am încercat să căutăm un mic ajutor, nu s-a putut. Dar în alte județe din țară, eu garantez că s-a vorbit despre eroul, general vorbind, despre eroul în viață. Domnule general, dați-mi voie să vă înmânez, dar să vă cheamă apostol, o carte scrisă de Marius Apostol, de la Apostol la Apostol, președintele Asociației Militară Veteran și a Veteranilor cu Dizabilități, o carte în care, după misiunea acestui domn președinte de-al nostru, a scris o carte din Kosovo, Bosnia-Kosovo, misiune care au fost în acea perioadă. Și am să vă las să o citiți, vă facem cadou, să vedeți și dumneavoastră cam ce a fost mai jos de la poartele care ne primeați din teatrele de operație. Mulțumesc! Chiar dacă timpul mă presează, dar m-a determinat să spun câteva lucruri. Încep cu ultima, că ce e aici, vreau să știe toată lumea că toate misiunile din Kosovo, din Bosnia-Herțegovina, din Macedonia, din Croația, erau coordonate de mine și eram prezent acolo. Deci eram prezent. O să-mi facă plăcere să văd ce mai găsesc și să văd ce a știut autorul și ce nu a știut. Deci așa stau lucrurile. În legătură cu parașutiștii din Bacău, îngăduiți să vă spun o mică amintire, mă sună domnul Lupu Neculai, președintele Consiliului Județean. După voce, eram sigur că avea în birou ceva băcăoane de pe la parașutiști și voia să-și facă și platformă electorală și începe, domnule general, sunteți băcăoane, faceți ceva, că ăștia desfințează parașutiști din Bacău. M-am enervat să spun, domnule, dar ai uitat că eu sunt băcăoan, ce tot mă mai se gândea, dar de când mă zbat eu să mențin acești oameni. Am avut mult de luptat. Generalul Popescu, în final, când era un consiliu al, așa, după ce mult am susținut, bate cu pumnul masă că voiau unii să rămână din alte zone. Alți parașutiști, Caracal erau cei mai mari interesate, știe, și Popescu bate cu pumnul masă și spune, bine, mă, nea Vasile, rămân! Ori să te voteze toți! Zic, nu, pentru că eu am principii și ca ostaș niciodată n-am să cer votul nimănui. Dar îi fac din patriotism local și, în plus, dacă dușmanul era înainte la est și era nevoie de parașutiști, dușmanul era la vest și era nevoie de oameni acolo. Acum, dacă e la est, de ce vreți să desfințați pe cei din est? Și mai departe, mai am una singură, că nu m-am dezamăgit, am fost mândru de ei,
erau trei unități care concurau pentru o misiune la Szczecin în Polonia, la vărsarea Oderului în Marea Baltică, la un exercițiu mare, Strong Result 2002, ei știu asta, de-aia le folosesc. Am fost eu, șef al românilor, 2500 de oameni în zonă și pe teatre din Austria și din alte părți. Și era Ciurea comandant aici și erau trei unități din care se iau numai de una. Și i-am pus să facă engleză, nu știu mai ce. Și am trecut de la Iași, la ora 17 după amiaza, trebuiau să fie la limba engleză. Am venit prin surprindere, n-am spus nimănui, am intrat în unitate, am întrebat ofițerul serviciu. Se face cursul de engleză la ora asta de la 17 la 19, în afara programului? Da, conduma acolo. Era surdul la tabă și când am intrat și am găsit așa, am spus, voi mergeți în Polonia. Acolo, francezii se dădeau importanți că parașutiștii români nu or să poată sări cu parașutele lor, erau la vreo 300 de mine, primesc informația și cererea de acolo să-i lasă să demonstreze francezilor că nu sunt mai grijoși decât ei și sar cu parașute franțuzești. N-am avut curajul, necunoscând foarte bine, zic, dacă mor 3-4 acolo. Și l-am sunat pe Ciurea la Bacău, i-am spus și l-am întrebat să am încredere să le dau aprobarea. A spus, fără nicio emoție, domnule general, le-am dat dezlegare, au sărit, i-au pus pe francezi în banca lor ca să nu se mai creadă superiori și așa s-a încheiat acest episod. Mulțumesc că mi-ați invitat! Vreau să vă mulțumesc pentru această carte a fost scrisă de domnul Marius Apostol, militar rănit în teatru de operație Afganistan, are 36 de șuruburi în picioare și în bază. Am onoarea să vă salut. Invităm pentru a transmite mesajul pe domnul Bogdan Oprișan, din partea televiziunii Acum TV și a reprezentanților din Valea Cașului, pe Valea Cașului. Domnule general, stimat auditoriu, am emoții foarte mari. Este prima oară când iau cuvântul în fața asemenea personalități și oameni de valoare ai județului și numai ai țării. Totuși, aș vrea să vă spun două cuvinte, că sunt foarte impresionat de toată cariera dumneavoastră și tot ce reprezentați prin caracterul dumneavoastră, prin patriotismul dumneavoastră. Noi suntem un pic și de prieteni mai de curte, ca să zic așa, și m-ați impresionat foarte mult. Sunteți un etalon pentru noi, tinerii români, care mai căutăm un pic de naționalism și în dumneavoastră găsim un etalon de corectitudine și dreptate. Aș vrea să vă ofer un aranjament floral din partea noastră, al lui Cătălin Dima și al lui doamna Lungu. Să vă felicit, sincer, cu la mulți ani pentru vă. Fața dumneavoastră, Părintele Protocop Ioan Bărgăvanu și Părintele Protocop Eugen Ciprian Ciuchin. Au o misiune de ultim moment și ne-au rugat pe noi să vă înmânăm și să vă transmitem mesajul. Rog pe Cristina Dumitru Ioane, primul vicepreședinte, să citească mesajul și să mâneze acest lucru. Vă mulțumesc mult pentru că avem un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române și rog de Părintele Daniel să vină alături de mine să mă ajute. De tradiția voastră vă o să oficiază dumneavoastră această onorantă distinție de vrednicie. Noi, Ioachim Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în numele Preasfintei Treimi, Dumnezeul nostru, Cel Întru Sfinții Săi, se odihnește, și de oameni se prea săvește, cunoscând viața stânduitoare și împlinirea faptelor bineplăcute lui Dumnezeu, prin domândirea mântuirii, oferim această distinție de onoare
domnului general Vasile Jonica Apostol, la împlinirea recomandatei vârste de 75 de ani, pentru dăruirea și dragostea jertfernică manifestată față de biserică și neam, prin păstrarea și promovarea valorilor spirituale, tradiționale moștenite de la înaintași. Așa rugăm pe milostivul Dumnezeu să binecuvinteze Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Ca să-i demonstrez Părintelui că am memorie, vreau să îi spun că este paroh de Ciudurești. Am uitat de pe mine. Un cuvânt așteptat de mine și cred că de tot Consiliul Director, este cel al președintelui Asociației Veteranilor de Război, domnul general de flotilă aeriană, conferențiar universitar dr. Vasile Florea. În Armata Română și pentru că am lucrat 12 ani împreună cu dânsul Asociația Cadrului Unitară în Țărilor și se trage foarte multe lucruri despre dânsul, îndrăznesc să spun că nu am fost doar amici, nu am fost doar colaboratori, am fost prieteni, ceea ce pe mine mă onorează și o spun cu toată sinceritatea și cu toată deschiderea. Aveți de asemenea în fața noastră un om care nu numai că a avut funcții foarte importante. La evenimentele din decembrie 89 a fost dus în cele mai grele puncte pentru a le rezolva. A rămas impresionat când mi-a povestit că și-a mutat toată familia la Sibiu când a fost numit rector al Academiei Forțelor Terestre și după un an de zile i s-a spus că trebuie să plece de acolo să se ducă în altă parte. La Sibiu, așa cum știți cu toți, fusese comandant Dragomir. Știți ce lucruri grele au fost acolo și domnul general a fost dus să le rezolve. Aveți în fața noastră un general care a condus aplicații NATO. Aplicații care au condus pe vremea Parteneriatului pentru Pace la pregătirea și la intrarea României în NATO. Dar înainte de toate, așa cum spunea și băgoarul nostru, Lucrețiu Pătrășcanu, care, ca să-l citesc, înainte de a fi comunist sunt român și înainte de a fi român sunt om, domnul general Apostol, înainte de fi militar, este un mare om. Este un om de cultură, este un om care a scris, cum spunea Grumuș, istorie militară adevărată. Este un om care are ce spune când apare în fața noastră și ne relatează un eveniment. Eu, cu această ocazie, am să îmânez trei simboluri și să fiți de acord să le îmânez pe toate odată, dar am să le prezint pe rând. Am confecționat din partea Asociației Veteranilor de Război o plachetă comemorativă, i-am zis eu, în care am scris un text care să se potrivească pentru sărbătorirea zilei de naștere a Domnului Jean Apostol. Și am scris așa, sărbătorim astăzi 75 de ani aniversarea Domnului Jean Conferențiar Universitar Dr. Vasile Apostol și acordăm această plachetă în semn de prețuire și considerațiune pentru sprijinul acordat camaraților noștri rezerviști, veteranilor de război, dar și celor care au plecat la viața spirituală eternă. Și când spun asta, mă refer și la rezerviști și la veteranii de război. De asemenea, nu pentru a ieși eu în evidență, îi ofer o carte pe care eu am scris-o când am împlinit 70 de ani. Este o carte, dacă vreți, autobiografică, comemorativă, dar are și multe lucruri colaterale, conectate la această idee, dar în această carte sunt prezent cu domnul Jean în foarte multe ipostaze, foarte multe poze, ca de exemplu. Am fost la Biserica din Ciuturești, că l-am amintit pe Părintele Prunteanu, care era paroh și de față era și domnul Voicu și răposatul colonel
Timofte Paul și domnul Cristian Ioanei, când eu am dăruit două cărți bibliotecii și domnul Cial ne-a vorbit acolo foarte frumos despre eroii neamului. A venit de asemenea, a avut plăcerea să vină împreună cu doamna Dana Lungu la lansarea monografiei Comunei Udovești pe care eu am scris-o și eu am fost la rândul meu invitat la lansarea monografiei Comunei Bârsănești, care știți că este o adevărată capodoperă pentru o comună prin ceea ce a scris domnul Jal acolo. Cred că are peste 1000 de pagini. Am fost împreună în foarte multe activități care pe mine m-au onorat și de la domnul Jal am învățat foarte multe lucruri. De exemplu, mi-a plăcut foarte mult expresia Măria sau Ostașul Român, pe care mi-am însușit-o și am folosit-o și eu ulterior. De la domnul Jal am învățat niște chestiuni care sunt mai deculise așa de... El mă provoca și eu mă duceam și mă documentam și citeam și, pe urmă, mi le-am însușit legate de istoria neamului. Este un om care are ce spune, este un om care trăiește, este un om care simte spiritul și spiritualitatea românească, este un om care poate fi numit cu adevărat român. Și îmi rez această carte cu rugămintea mare să citească în mod deosebit, că restul știe ce am scris eu aici, chestiunile de spiritualitate pe care am încercat să le abordez cu cât mă pricep eu. Și de asemenea, îi mai îmânez o diplomă de excelență pe care am scris așa, se acordă domnului general, conferențiarul de stat dr. Vasile Apostol, în semn de prețuire și considerațiune pentru sprijinirea activităților dedicate luptătorilor care au plecat în viața spirituală eternă. Domnule general, din toată inima vă doresc la mulți ani și multă, multă sănătate! Aici avem diploma pe care vă dăm din partea asociației și cartea și la rândul meu și eu am primit o carte de domnul Jal care se cheamă De la soldat la general. Deci i-a dat o altă denumire. Să trăiți și să ne bucurăm de dumneavoastră mulți ani de aici încolo. Avem multe, avem bine împreună, dar ora fiind deja înaintată, nu mai facem. Probabil o să ne întâlnim cu alte prilejuri, dacă ne ajută Dumnezeu. Și întotdeauna e adevărat, îl provocam. În primul rând, că fiind eu mai bătrân, să vadă că bătrânii știu destul de lucruri. Și așa cum aș fi spus aici, fugea repede și pe urmă venea cu replicile cele mai inteligente. Vă mâneți și o șampanie, că de ziua de naștere se bea și o șampanie. Mulțumesc frumos! Invităm în fața dumneavoastră pe domnul director Geo Popa. Indestructibilă la care ne-ndeamnă
îndeamnă să medităm George Apostol între Tatăl și Fiul. Pentru că chiar dacă pare neconvingător ce să vă spun acum, suntem foarte apropiați ca vârstă. Dar întotdeauna l-am considerat pe prietenul meu, Vasile Jenică, un părinte. Pentru că este în același timp un model. Și pentru că eu am considerat și consider, și cât voi fi, voi spune acest lucru, că încă avem nevoie de modele. Trebuie să ne întoarcem cu fața spre el. Să ne măsurăm cu măsura noastră, a omului, din noi, atât cât putem fi, cu credință mare, cu bucuria de fiecare dată a redescoperirii Părintelui, pentru ca la rândul nostru să putem fi părinții celor care vin după noi. Sunteți nu doar un model pentru armia română, sunteți un model pentru societatea românească. Tarată, nefericită în felul ei, astăzi, aici și acum. În România pe care marele spirite și-au dorit-o altfel. În România în care primul prim-ministru al Principatelor Reunite spunea totul pentru țară, nimic pentru noi. Și asta vă definește. Astea sunt cuvintele care vă definesc, dragul meu prieten, Vasile Jenică. Am mai spus și am scris aceste cuvinte. Ar trebui scrise la intrarea în toate instituțiile statului, la președinție, la guvern, în ministere, în instituții publice. Și ca să o iau înaintea tuturor, am să fac asta la împlinirea unor ani de când această instituție funcționează și am să scriu aceste cuvinte aici la intrare. Pentru ca fiecare să vadă că modelele acestea, reprezentate așa cum sunt ele reprezentate prin excelența voastră, dragul meu prieten Vasile Jenică, nu mor niciodată. Ele sunt vii. Și ele dovedesc ceva în plus. Că avem nevoie de lecții. De istorie. De vitejie, de curaj. De viață, în fond, și definitiv, și nu în ultimul rând, de credință. Atâta timp cât nu va exista credință, omul va dispare de pe pământ. Îmi pare rău că lucrurile astea nu le-am spus eu, astea ultime cuvinte. Dar poate că ar trebui din când în când să le repetăm, să le repetăm până acolo, până unde vor face parte din ateneul nostru. Credință, o sârbie și iubire. Am plecat de la imaginea Tatălui și al Fiului. Am spus că sunteți pentru mine un părinte. Eu, Fiul, neascultător, poate. Din când în când ar fi trebuit să aplec mai mult urechea, să privesc mai bine spre tine, spre sufletul tău mare, spre mintea ta, spre înțelepciunea ta. Ca să pot să înțeleg mai multe. Ca să pot să știu, ca să pot să mă definesc așa cum te-ai definit pe tine în această viață care ți-ai pus-o pe masa patriei tale iubite. Astea nu sunt cuvinte. Astea sunt trăiri. Este ca o rugăciune. Este ca o modalitate de a fi înăuntrul ființei, nu în afara ei. Ne alienăm. Fugim unii de alții. Ba fugim până și de Dumnezeu. Vin unii să ne spună cum ar trebui să ne reconfigurăm viața.
în ce nou model ar trebui să o punem. Și noi tăcem. Tăcem. Am trecut peste un referendum care ar fi trebuit să spună ceva despre ființa noastră națională. Iar acum, consecințele se văd. Știu cât de mult țineți la familie. Îmi vorbiți mereu despre nepotul dumneavoastră. Sunt sigur că va ajunge o mare avântul bunic, așa cum sunteți. Există în toate astea lucruri întâmplătoare, dar există în toate astea și lucruri care se desăvârșesc în ființa omului. Așa cum se desăvârșesc în ființa ta. Model. Exemplu. O capacitate pentru cei care n-au înțeles foarte bine anumite momente din istoria noastră modernă sau actuală, hai să-i spun. Și n-au înțeles foarte bine, dacă ne gândim doar foarte aproape de noi, ce s-a întâmplat cu teritorii care au aparținut României Mari. Acolo unde v-ați aflat. Și n-au înțeles de ce s-a întâmplat asta cu tine. S-a întâmplat pentru că trebuia să se întâmple să fie acolo. Nu oricine poate să facă asta. Și atunci, adunându-ne astăzi aici, eu cred că ceva din spiritul tău trebuie păstrat pentru ceea ce vine. Din credința ta extraordinară pentru iubire, pentru om, pentru familie, pentru familia noastră puternică care este cea de acasă și care este poporul in extenso. Sunteți model. Pentru că aveți datele unui model. Nu vă ariciți acum când auziți cuvintele astea. Sunteți încă viu și noi, românii, nu prea aveam această cultură a ne spune lucruri frumoase, bune, mărețe, cât timp suntem în viață. Mai apoi, cui folosește? Folosește și mai apoi, dar nu așa cum ar trebui să folosească acum și aici. Îl mulțumesc încă o dată că m-ai acceptat printre prietenii tăi. Și îți mai mulțumesc pentru ceva. Un lucru despre care trebuie să se vorbească și se va vorbi de acum încolo. Vasile Jănică este un om de carte. A scris cărți. Ce rămâne din noi mai adevărat, mai bun, mai frumos după ce plecăm în lumea cea fără de sfârșit? Cuvântul scris. Lași moștenire ceva important despre eroi, despre trecut, despre prezent. Pentru că tot ceea ce a fost există. Aici le avem pe toate. Și le vom da negreșit, dacă vom avea în sufletul nostru puterea. Puterea de a crede. Că suntem mai buni decât suntem. Că suntem mai adevărați decât suntem. Că suntem mai frumoși decât suntem. Iar vorbele duse prin carcerare trebuie să fie duse de oameni cu verticalitate. Cu oameni care au înțeles care este rostul lor astăzi, aici și acum și pentru ceea ce va veni. Sper să se nască și acei oameni, dragul meu prieten, pentru că deocamdată nu-i avem. Revin, adaug, mențin și spun ceea ce îmi spunea altădată un foarte bun prieten, scriitor, plecat la cele veșnice, un scriitor important în cultura românească, dragul meu Jănică, trebuie să știi că te iubesc
Știu că nu-ți folosește la nimic. Este a doua oară când mă face să lăcrimez. Acum îmi dau o vine de poțelul meu, Rafael, și despre mine, pentru că este inegalabil, așa cum știm. Și prima dată, la dezvelirea monumentului de la Bârsănești. Eu am fost inițiatorul, era secretar de stat la Ministerul Culturii, l-am sunat, știam că e ocupat și i-am spus de eveniment, m-a întrebat când e, a zis, sunt ocupat. Zice, da, te sun în 5 minute să văd dacă pot veni. M-a sunat și i-am spus însă, înainte de a-l invita, că e un risc invitându-l, fiindcă mă va eclipsa pe mine prin ceea ce v-a spus. N-am spus așa. E un risc de invit, da? Și știu că mă eclipsezi, dar vino acolo. A venit și când am lăcrimat el? Că atunci când a ținut discursul, a îngenunchiat și nu uită nimeni de acolo, niciodată, și în poziția genunchi a vorbit în fața monumentului unde erau înscriși eroii Comunei Bârsănești. Domnul general, vă rog, mai numai un pic. Domnul general, vă rog să plec. Vă rog, vă rog, vă rog. Vă rog să plec sau? Nu pot să fac. Vă rog să permiteți, ca numele biroului executiv, să mulțumesc tuturor celor care v-ați făcut timp și ați participat astăzi la această adunare generală. O remarcă s-a alăturat în numele dumneavoastră și domnul primar al Bârsăneștiului, domnul Gelu Căzaru. Mulțumesc, domnule general, pentru că ați acceptat propunerea noastră, propunerea Centrului de Cultură și a Culturii Eroilor, de a vă sărbători 75 de ani de viață, un prim prag spre mai bine, în Bacău și în această locație. Încă o dată, la mulți ani, sănătate și fericire. Aplauze! De cultul eroilor și de eroi. Bașul Ștefănescu de la Francia, ca să fim optimiști, spunea, eroii trăiesc prin noi, noi trăim prin copiii noștri, iar ei vor trăi prin copiii copiilor lor. Vă mulțumesc! Cu aceasta adunarea noastră a luat sfârșit. Încă o dată mulțumim pentru participare.